ascultăm textul. Evrei 4 cu 13. Nu este nicio făptură care să fie ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face. Amin. Amin. Cu respect ne plecăm și cerem binecuvântarea. Tatăl iubit și sfânt, în numele și meu, în numele lui Hristos, ne-a făcut cu formă și de lucru în acest locat în primar, în această seară, mulțumitor de ocotirea ta, că și în acest drum de 6 zile care s-a scăbărit în spate nostru pentru veșnicie, ai fost putru și ocotitorul nostru și în tot ce am greșit, te rugăm să te îndurăm și noi. Iartă vina noastră, iartă vina tuturor copiilor tău de pe tine, că nu e niciun om comunitar care să nu aibă nevoie de jertfa ta, de iertare ta, de aceea, apelul la mine așa bunătatea ta, ca să ne ierti pe fiecare și să ne ajută mai departe, să ne ajută pe tine să facem ziua ta, să mâncăm treaptă cu treaptă, să ajungem la rezolvășire. Te rugăm să ne sfințești, să ne curățești și să ne umbi cu Duhul cu Cel Sfânt, ca să ne călăuzească la dreptate și aducă. Binecuvântează-ne și în această seară, cu cuvântul tău, binecuvântează scolul de care îi folosești, cuvântul tău, inimile noastre, și ajută-ne ca să-L primim bunica de legă la tine, să ne înfășim în viața de credință și ne vorbim ca astea să ne avem în Hristos. Încă o dată te rugăm să ne iert, și să ne binecuvânteze iar noi în toate, ajută-ne să-ți aducem laudă și mulțumire, dorim nu numai și pe acest pământ, ci în împărăția ta, în toată veșnicia, prin Domnul Iisus Hristos. Amen. Ne ocupăm locurile și dăm ascultare pe Domnul Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru harul care ne-l oferă, deosebit valoros. Și parcă prea puțin prețuit față de valoarea lui minunată. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a adus în această seară să medităm câteva minute asupra cuvântului său. Și aș vrea să reluăm acest pasaj din Evrei, capitolul 4. Ni se vorbește despre un mare preot care are milă de noi în slăbiciunile noastre, care a fost încercat în toate lucrurile ca și noi, și anume fără păcat. Fiind încercat însă ca noi, reușește să ne înțeleagă în încercările pe care și noi le avem de suferit și pe de altă parte, nu doar că ne înțelege, dar chiar știe în amănunt, în profunzime, în detaliu, tot ce se întâmplă în lăuntrul sufletelor noastre. Deci, contextul versetelor 14 și 15, în care vorbește despre Marele Preot care ne înțelege, este... În acest capitol 4, dacă am citat puțin mai devreme, zice, să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Deci, se vorbește despre un mare preot care ne înțelege, care ne iubește, care a trecut pe unde avem și noi de trecut și știe despre ce e vorba. Și are toate mijloacele la îndemâna noastră oferite de el spre o victorie deplină în orice aspect al vieții noastre. Această evanghelie, această veste bună, ne e dăruit tot, gratuit, minunat, realizat în deplinătate. Această veste bună este în strânsă legătură cu odihna. Iar faptul că noi ținem ziua de odihnă după cum Dumnezeu s-a odihnit după 6 zile, ar trebui să capete sensul acesta profund al odihnei în brațele sale, al odihnei copilului neînțărcat sau înțărcat de curând, cum zicea David despre sine însuși, copilului mic care chiar n-are treabă cu nimic să lasă cu încredere, cu bucurie în brațele părintești și știe tata ce să facă cu el. Așa ar vrea Dumnezeu să facem. Asta înseamnă sabat. Asta înseamnă odihnă pentru noi. Ori, el explică, Apostol Pavel evreilor, Dom'le, a fost dat oferta odihnei, n-au intrat în ea că n-au crezut. Degeaba țineau o zi pe săptămână, cea corectă, ziua șaptea o țineau și evreii, până astăzi, zic ei, coțin, dar totuși scrie cuvântul că n-au intrat în odihna lui. Dumnezeu s-a jurat pe sine, n-or să intre în odihna mea. Și pe urmă ne spune, ne oferă aceea șansă astăzi să intrăm în odihna Lui. Indiferent în ce zi a săptămânii citim pasajul acesta, intrăm în odihna Lui Dumnezeu.
Iar dacă intrăm în această odihnă, deci să ne grăbim să intrăm în odihna asta, bonus avem odihna săptămânală, sabatul zilei a șaptea. Dar nu aia este temelia, aia e doar coroana. Temelia este să stai în brațele Domnului, să nu mai aibă satana ce să-ți facă. Deci să ne grăbim să intrăm în odihna aceasta. Și pe urmă vine cu sublinierea aceasta foarte interesantă și asupra ei aș vrea să ne aplecăm câteva minute în seara aceasta. Versetul 12. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Deci când el rostește odihnă peste omul credincios, odihna aceea ia ființă. Sufletul ăla chiar intră în templul odihnei. Când Dumnezeu rostește ceva, aia se întâmplă. Zice că ce el zice și ce zice se împlinește și ce poruncește ia ființă. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Acum, următoarele cuvinte despre acest cuvânt al lui Dumnezeu zice: mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțurile și gândirile inimii, sau gândurile, mă scuzați, inimii. Judecă gândurile inimii, simțirile, cu alte cuvinte, simțămintele, nu? Sentimentele noastre sunt judecate. De cine? De cuvântul lui Dumnezeu. Cine e cuvântul? Ioan, capitolul 1, versetul 1. Cuvântul este Domnul Hristos. Și cuvântul este viu și lucrător, așa ca o lamă, ca un bisturiu care pătrunde până în adâncimile fibrelor ființei noastre, să vadă exact care e realitatea, să nu cumva să fim noi înșelați că cu aparențele l-am putea păcăli pe Dumnezeu. Este foarte valoros acest gând că Dumnezeu chiar știe în amănunt toate pârghiile care ne determină. Zice, Dumnezeu judecă prin cuvântul său, nu? Sufletul, nu doar actul exterior. Dom'le, pe din afară n-am făcut nu știu ce. Da, nu s-a văzut. Dar ai făcut în inimă sau n-ai făcut? Unde e Evanghelie? Există o ieftenire masivă a Evangheliei sub aspectul că ea trebuie să dreagă omul doar în exteriorul lui. În principiu așa să fie bine pe din afară, nu? Să fie om de treabă. Mai puțin să se îngrijească, nu, creștinul de interiorul sufletului său. Dumnezeu nu aprobă o asemenea teologie, nu așa a vrut el să spună vreodată în vreun loc în Scriptură. E adevărat că oamenii au fost înșelați de diavolul, că așa să încerce să facă, să păcălească. Nu-i bine, pentru că nu putem să-L înșelăm pe Dumnezeu. Și Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Pe de altă parte, Domnul Hristos chiar și în trup omenesc spunea că n-avea nimeni să-i facă, n-avea nevoie ca cineva să-i facă mărturisiri, pentru că El știa, vă aduceți aminte cum zice? Ce știa? Știa tot ce este în inima omului, toate gândurile, sublinia frate Florian, tot! Veneai să-i spui, Doamne, știi, mă gândeam, știu. Nu. Cu atât mai mult Dumnezeu slăvit, nu într-un trup omenesc de galilean îmbrăcat într-o haină ieftină și prăfuit și obosit, și, nu? Domnul Hristos, ca om, îmbrăcat în natura noastră omenesc, știa tot despre interiorul omului, dar Tatăl, dar Domnul Hristos ca proslăvit acum în împărăția veșnică. Asta spune, știe tot. Ne aducem aminte de contextul cărții lui Daniel, când la un moment dat împăratul păgân reușește să înțeleagă ce... vrea Dumnezeu să facă și cât de mare e acest Dumnezeu, zice în capitolul 2, versetul 47, împăratul a vorbit lui Daniel și a zis, cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul împăraților. El descoperă tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta. Nu?
descoperă tainele. Același împărat, ceva mai târziu, în capitolul 4, tot așa către finalul capitolului, scrie: în vremea aceea mi-a venit mintea înapoi, slava împărăției mele, măreția și strălucirea mea mi-au fost date înapoi. Sfetnicii m-au așezat iarăși în slujba mea și așa mai departe. Zice: eu, Nebucadnețar, laud și înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrurile sunt, lucrările lui sunt adevărate și căile lui sunt drepte. El poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Zice: el știe toate lucrurile, căile ascunse, știe amănuntele, nu? El umblă drept. Spunea Daniel, care cunoștea mai bine pe Dumnezeu decât împăratul, când i-a fost descoperit visul lui Nabucodonosor, zice: binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu, versetul 20 din capitolul 2. A lui este înțelepciunea și puterea, el schimbă vremile și împrejurările, el răstoarnă și pune pe împărați, el dă înțelepciune înțelepților și pricepe celor pricepuți, el descoperă ce este adânc și ce este ascuns, el știe ce este în întuneric și la el locuiește lumina. Această percepție despre Dumnezeu, că Dumnezeu știe amănuntele, trece de aparență, știe cum e în interior, aceasta mi se pare foarte valoros pentru noi, să acceptăm pozitiv și astfel să nu mai fim deloc ispitiți să umblăm cu două măsuri în fața Domnului. Dacă Adam ar fi înțeles lucrul acesta, probabil că n-ar mai fi încercat să-și coasă frunze de smochin și să facă nu știu ce cărpeli. Vedeți, un Adam care cunoștea pe Dumnezeu, sub înșelăciunea păcatului sub care de-abia intrase, deja a început să se ascundă și să încerce el să păcălească cumva, să dea o aparență a ceea ce nu era în realitate vorba despre el. Cum facem noi? Hai să ne gândim așa, un om amabil care lucrează pentru o instituție guvernamentală și stă acolo, nu la ghișeu să stai la coadă și să ajungi la el, stă la poartă și care, cum vine, te întreabă ce problemă, cu ce ar putea să-ți fim de folos, cu tare, și te ascultă cu atenție și îți spune că ai mari sorți de izbândă dacă faci în felul X și Y și așa. Ce părere aveți? Om de treabă, nu? Sau, cum e? Am pățit aici la forțele de muncă, undeva în Ploiești, pe sudul orașului. Mai știu exact ce întrebări voiam să pun pe acolo și nu prea știam la ce ghișee să mă duc. Era un bătrânel, chiar la intrare în clădire, m-a văzut că nu prea știu unde să mă duc și m-a întrebat: hei, tinere, cum e? Ce ai de făcut? I-am spus... M-a tras deoparte, mi-a explicat pe puncte și sub punct, chiar știa omul. Care, așa de plăcere să lași un ban cu el, pentru că era un tătăiță de treabă, așa. Mă gândesc la poza aceasta, care chiar lasă impresia unui om de treabă. Și despre că Scriptura ne-a lăsat un raport clar. Mi-ar place să citim în cuvintele Bibliei exact felul în care acest funcționar al împărăției făcea. La cine ne gândim? Da? Da. Absalom.
zice în a doua Samuel, capitolul 15, versetul 4, Absalom zicea, te m-ar pune pe mine judecător în țară. Orice om care avea o neînțelegere și o judecată ar veni la mine și aș face dreptate. Și când se apropia cineva să se închine înaintea lui, el îi întindea mâna, îl apuca și îl săruta. Doamne, miere, ce să mai, caimac, ăsta om adevărat. De unde împăratul așa era, cumva, îi intrase deja în piele statutul și pretenția și cutare, asta fiul împăratului, auzi, în loc să accepte plecăciunea, nu, supușilor, cu tot respectul, refuza treaba asta, îl lua, nu, după gât pe om și îl săruta. Bine sau rău? Scopul. Da. Da. Bine dacă scopul ar fi fost bun, minunat. Așa se simțeau oamenii în prezența Domnului Hristos. Fiecare era binevenit, fiecare era bine primit. Ieșea între ei, mergea să stea de vorbă acolo unde erau, ieșea pe câmp, ieșea la marul lacului, ieșea pe coasta dealului, vorbea cu ei, se oprea când cineva avea o problemă. Sunt atâtea faze, atâtea poze rămase în Scriptură cu un astfel de personaj public care avea grijă cu deosebită condescendență de cei cu care venea în contact. Bine sau rău? Bine? Depinde de motive. Sigur, motivele Domnului Hristos erau întotdeauna curate, strălucite, izvorând din iubirea veșnicului Dumnezeu. Și motivele lui Absalom? Nu, din păcate nu. Nu izvorau din același Dumnezeu. Avea alte pârghii. Izvorau din apele întunecate ale mândriei, ale orgoliului, ale înălțării de sine, care l-au distrus. Zice, mândria merge înaintea pieirii, a căderii. Asta a fost cu Absalom. Un om care pe din afară chiar părea fain. Ce uitase Absalom? Și spusese tatăl său și tot cânta cu harfa lui, nu intra și în capul lui fiu, lui Absalom. Că Dumnezeu știe ce este în interiorul inimii omului. Psalmul 44, 21, ultima parte. El care cunoaște tainele inimii, spunea. Oare, nu? N-ar ști Dumnezeu lucrul acesta? El care cunoaște tainele inimii, cânta David în psalmii lui. De ce nu știa Absalom? Că tainele sunt cunoscute de Dumnezeu. Cea, dar până la Dumnezeu, nu se bagă Dumnezeu la ce avem noi de făcut aici. Ce catastrofală greșeală. Ieremia 17 cu 9. Inima este nespus de înșelătoare, desnădăjduit de ea. Cine o poate cunoaște? Eu, Domnul, cercetez inima și cer cărărunchii ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. De așa, faptele facem în inimă? Se pare că da. Numai după aceea apar ele sau nu apar în viața omului. Facă bunul Dumnezeu să luăm cu noi această minunată clarificare, să zic așa, care să reașeze toate lucrurile în interiorul nostru, după voia sa. Marele arhitect, marele artist ceresc, ia cunoștință de fiecare act, de fiecare cuvânt, chiar și gândurile și intențiile inimii sunt expuse cu credincioșie. Fiecare defect în caracterul moral este descoperit privirilor îngerilor. Faptele înșelătoare, ale căror motive au fost ascunse de ochii omenești, dar care au fost sesizate de ochiul atotvăzător al lui Jehova, sunt scrise în litere vii. Fiecare acțiune egoistă este expusă. Acțiunile mai e cumva, dar ce te faci cu acestea interioare ale inimii, cu fiecare simțământ, cu fiecare gând, zice, fiecare motiv, nu? Este cercetat de ochiul atotvăzător. Și un alt pasaj foarte profund pe tema aceasta zice așa,
Legea lui Dumnezeu atinge sentimentele și motivele, precum și faptele exterioare. Ea descoperă secretele inimii, aruncând lumină asupra lucrurilor îngropate mai înainte în întuneric. Dumnezeu cunoaște fiecare gând, fiecare scop, fiecare plan, fiecare motiv. Absalom. Cum ești, Absalom, când săruți pe toată lumea ca să rușine? Înșelător, nu? Nevretnic, netrebnic. Cărțile cerului înregistrează păcatele care ar fi fost comise dacă ar fi existat ocazia. Da, foarte profundă propoziția aceasta. Și ce n-am făcut, deci cărțile cerului scriu despre noi și ce n-am făcut vizibil în exterior, nu există o filmare că am fi făcut acele lucruri. Și atunci de ce le scrie? Pentru că le-am fi făcut dacă ni s-ar fi oferit circumstanțele potrivite. Mai citesc o dată această frază. Cărțile cerului înregistrează păcatele că ar fi fost comise dacă ar fi existat ocazia. Dumnezeu va aduce fiecare lucrare la judecată, fiecare lucru secret. După legea sa, el măsoară caracterul fiecărui om. După cum artistul transferă pe pânza trăsăturile unei fețe, tot astfel trăsăturile fiecărui caracter individual sunt transferate în cărțile cerești. Dumnezeu are o fotografie perfectă a caracterului fiecărui om. Și el compară această fotografie cu legea sa. El descoperă omului defectele care îi pătează viața și îl cheamă să se pocăiască și să se întoarcă de la păcat. Dumnezeu să ne ajute, luând cu noi această realitate, Dumnezeu chiar știe cum e cu noi, în interiorul nostru, în sufletele noastre, să îl rugăm, cum spunea David, Doamne, cercetează-mă Tu, cunoaște-mi inima, vezi cum e cu mine, vezi pe ce cale sunt și du-mă pe căile tale, în interior, acolo în inimă, reașează-mă la loc. Pe din afară cânt cu harfa, sunt prea iubitul Domnului, dar mai îmi trece cât un gând așa prin cap. Doamne, ai Tu milă, putem să facem lucrul acesta. Daniel era conștient de aceste riscuri și își dorea să rămână cu inimă curată. Era amărât de păcatele neînfăptuite, vizibil, exterior, dar era amărât de ele și era la fel de rușinat ca și David după ce s-a aflat public de păcatele sale și a fost la fel de rușinat. Spunea, merită să ni se umple fața de rușine. Nouă, mai marilor noștri, cum nouă? Asta înseamnă că știa că inima lui nu e vrednică de încredere, ci doar Dumnezeu inimii lui e vrednic de încredere. Și astfel inima lui a fost dăruită lui Dumnezeu, el a primit putere la fiecare pas, a cerut-o de 3 ori pe zi în rugăciune arzătoare și a învățat să meargă din biruință în biruință prin biruințele Domnului. Citim mai departe în aceeași pagină 84, în acest devoțional restaurând chipul lui Dumnezeu, și partea a doua a paginii zice așa, întoarceți-vă la Iisus și spuneți-i toate îngrijorările voastre. Hristos vede toate circumstanțele voastre, cunoaște toate ispitele și necazurile voastre. Vrăjmașul va sugera să stați departe de Hristos până când v-ați făcut mai buni, până când sunteți destul de buni pentru a veni la Dumnezeu, însă nu ascultați la sugestiile sale. Și acum argumentul. Pentru că dacă veți aștepta până când sunteți destul de buni pentru a veni la Dumnezeu, nu veți veni niciodată. Ați putea aștepta până la judecată, dar n-ați fi pregătiți să veniți în fața lui Hristos ca judecător, adică. Acum este timpul potrivit.
Acum este ziua salvării. A doua Corinteni 6:2. Referire la Evrei capitolul 4. Astăzi este ziua mântuirii. Dacă se zice astăzi, nu vă împietriți inimile ca să intrăm în odihna Lui. Același gând. Gata, Doamne, intrăm în pace. Și așa, ne știi, și așa, știi cum suntem. Ne e rușine de tot ce am făcut sau n-am făcut, dar am fi făcut dacă ne pica bine. Doamne, ai Tu mil. Și așa un om care a abandonat și s-a liniștit, intră în odihna lui Dumnezeu. El face pace cu Dumnezeu. Zice, astăzi e ziua mântuirii. Trebuie să vă supuneți puterii de atracție a iubirii lui Hristos astăzi. Și să veniți la El așa cum sunteți. Când veți veni astfel, El va continua să vă atragă până când fiecare gând va fi adus în robie față de Hristos. Observați versetul cum e aplicat direct ca făgăduință pentru noi. Și orice gând, zicea cuvântul, îl face rob ascultării de Hristos. Cum se întâmplă treaba asta? Zice, supune-te, dragă. Ne supunem Domnului voluntar puterii Lui de atracție, zice. Te iubește, te atrage. Trebuie să vă supuneți puterii de atracție a iubirii lui Hristos, să veniți la El așa cum sunteți. Iar când veniți, El va continua să vă atragă până când fiecare gând va fi adus în robie față de Iisus. Când vrăjmașul ar vrea să vă țină departe de Salvatorul vostru, acuzându-vă că sunteți păcătoși, spuneți-i că aveți dreptul să mergeți la Domnul. Întrucât El a spus, am venit să chem la păcăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Și zice că ne primește cu drag și că deschide brațele larg și că ne primește la pieptul Său, că acolo să găsim odihnă, să găsim mângâiere și vindecare pentru boala necurțătoare a păcatului. Îmi doresc și mie, vi-o doresc și dumneavoastră, cred că și dumneavoastră vi-o doriți. Dumnezeu să ne ajute ca în împăcarea aceasta de plină cu El să găsim o odihnă pentru sufletele noastre și astfel, prin biruința Lui, să putem fi și noi biruitori în orice aspect al vieții noastre. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Am stat și m-am gândit să vreau să vă spun o întâmplare. Când am avut mâna ruptă, m-am dus la Azuga și am stat câteva zile internat acolo. S-aude că vorbesc destul de tare. Și într-o seară, câine era acolo, slavă Domnului, ca la spital, că avea ce mânca. Poate în jurul de 10 câini. Lătra, când ne uităm pe fereastră, ce credeți? Ursul a trecut șosea, a trecut linia și a sosit și a venit la spital. Și s-a dus, dacă câinile trage, ziceai, băi, acul rupe în două. S-a dus la Gena de gunoi, a răsturnat-o, a ales ce-o fi găsit acolo, a mâncat, a plecat înapoi. Asta și m-am gândit, fraților, să luăm în serios cu mântuirea, să nu cumva adevărul lui Dumnezeu ca și în seara asta. Auzi, Dumnezeu judică rănuiții. Dumnezeu judică intenția noastră, chiar dacă n-am împlinit-o, n-am avut posibilitate. A fost scurtă predica, dar foarte importantă. Să nu se întâmple și cu noi. Adevărul lui Dumnezeu să tot ne mostre, să tot ne facă atenți, să tot ne invite și noi să mergem fără nicio bătaie de cap. Așa cum ne zic la noi la munte, zice, câinii latră, ursul merge. Să ne ferească Domnul de așa ceva și să luăm la inima noastră orice cuvânt care iese din Sfânta Scriptură și din mărturii, pentru că Dumnezeu pentru noi le-a pus. Cu ajutorul Domnului, facem închiderea din această seară la serviciu divin cu cântarea 330, Îndură-te de mine, slăvite Dumnezeu. Să se îndure Domnul și de noi, că toți avem nevoie de îndurarea Lui. Când îi dă tonul, se poate începe. Ne ridicăm.
Radu și cu fratele Radu îi mulțumim Domnului. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Hristos, ne-am plecat inimile înaintea Ta. Să-ți mulțumim că ne iubești în pofida realității despre noi, că în ciuda la toate răutățile și la neputințele și la încăpățânările noastre, Doamne, mereu îți extinzi dragostea și binecuvântările și ajutorul Tău peste fiecare în parte. Mulțumim, Părinte, pentru cuvântul Tău de asemenea. Mulțumim pentru jertfa Domnului Hristos și pentru viața Lui, care este gata să ne ofere în dar și mai presus de toate pentru atracția aceasta care o exercită în fiecare clipă ca să ne cheme și să ne aducă tot mai aproape de inima Lui. Doamne, ajută-ne așa cum am învățat în seara aceasta să ne lăsăm atrași de Tine, să ne lăsăm duși la piciorul crucii, să ne lăsăm aduși de puterea aceasta minunată și pe măsură ce ne apropiem de Tine, să poți transforma prin Duhul Tău toate tainițele inimii noastre, ca nimic să nu se mai răzvrătească împotriva voii Tale, să fim și noi făcuți biruitori în toate aspectele vieții noastre și să avem, Doamne, parte și noi de mântuirea care ne-ai oferit-o. Amin. Binecuvintează, Te rugăm, pe fiecare în parte, binecuvintează copilașii care ne-ai dat, binecuvintează pe frații în vârstă, după nevoile dumnealor de asemenea. Fii cu toți deopotrivă și cu cei care n-au putut veni în această seară. Tu le știi motivele și le știi alergătura și oboseala și viața. Doamne, ai milă de noi toți și ajută-ne să nu rămânem pe cărare. Amin. Binecuvintează-ne după îndurarea Ta și rămâi cu noi. Prin Domnul Iisus Te rugăm și Îți mulțumim. Amin. Amin. Mulțumim Domnului și fratelui Răducu. Și cu harul și pacea Domnului ne despărțim până dimineață.